Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. Astăzi vom testa câțiva acumulatori cumpărați de pe AliExpress. Chiar sunt curios care vor fi rezultatele testelor. Hai să desfacem acest colet. În interiorul coletului avem o cutie albă, iar în interiorul cutiei bateriile vin ambalate într-un fel de pungă albă, puțin transparentă. În sfârșit, am ajuns la acumulatori, am cumpărat 6 bucăți, aceștia fiind de la LiitoKala, model NCR18650B. Cam așa arată zona pozitivă și zona negativă. Pe baterie scrie că e fabricată în Japonia. Da, nu știu ce să spun. În partea de sus avem un sticker cu un cod QR care vrea să ne demonstreze autenticitatea acumulatorului. În centru ne informează că putem răzui zona respectivă gri. Voi răzui spre final pentru a vedea ce scrie după. La o primă inspecție îmi dă senzația că ar fi autentici, mai puțin partea cu fabricație în Japonia. E bizar că îi cumperi din China, iar pe ei scrie fabricație în Japonia, dar poate mă înșel eu. Primul test pe care îl fac de fiecare dată la cumpărarea unor asemenea acumulatori e măsurarea tensiunii. Din câte știu, capacitatea recomandată de depozitare pe termen mai lung trebuie să fie între 50 și 80%. Să măsurăm tensiunea primului acumulator, e de 3,78V, al doilea de 3,74V, în cazul celui de-al treilea de 3,78V, al patrulea tot 3,78V, al cincilea 3,77V, iar ultimul de 3,78V. Mai departe, voi cântări fiecare acumulator în parte, deși eu nu prea dau importanță în privința greutății. Te poate păcăli foarte ușor. O să vedeți de ce. Să cântărim primul acumulator. Are greutatea de 47,3 grame. Următorul cântărește 47,2 grame. Al treilea 47,1 grame. Al patrulea 47,2 grame, al cincilea aproape de 47 grame, iar ultimul cântărește 47,3 grame. Și să vedeți de ce, nu prea dau importanță la cât cântărește. Acesta de aproape 300 mAh are greutatea de 44,1 grame. Deci diferența între unul de la LiitoKala e destul de mică. Să vă cântăresc și unul de la Samsung Rose, de aproape 2,8 Ah. Greutatea acestuia e de 44,4 grame. Să încărcăm primii 4 acumulatori înainte de a efectua următoarele teste. Dacă doriți să vedeți prezentarea acestui tester cu 4 canale pentru acumulator litiu-ion 18650, am atașat link în descriere. Am introdus acumulatorii. Am lăsat selectat pe modul de încărcare, încărcare pornită pentru acumulatorul de pe canalul 1 și de pe al doilea canal, al treilea și al patrulea acumulator. Am terminat de încărcat primii 4 acumulatori. Dacă tot am încărcat acumulatorii, să vedem oarecum și rezistența internă. Deși pentru asta e nevoie de aparat de măsură dedicat, având cabluri de măsurare Kelvin. Oricum e doar o aproximație. Pentru a fi cât de cât mai sigur de valoarea de pe ecranul acestui modul, o să scot alimentarea și, bineînțeles, o introducem înapoi. Sau, a doua variantă, scot acumulatorul din suport și apoi îl introduc înapoi. Deci, primul acumulator are rezistența internă de 16 miliomi, al doilea are 20 miliomi, al treilea 19 miliomi, iar al patrulea 18 miliomi. Mai departe, să măsurăm capacitatea primilor 4 acumulatori la curentul de descărcare de 1 A. Pentru cei care nu știu, capacitatea se măsoară la descărcare, după ce a fost încărcat complet acel acumulator. Descărcarea acumulatorilor s-a terminat după aproximativ 3 ore și 50 minute. Primul acumulator are capacitatea de 3419 mAh și energia de 12349 mWh. Al doilea are capacitatea de 3434 mAh și energia de 12417 mWh. Al treilea are capacitatea de 3405 mAh și energia de 12312 mWh. Al patrulea are capacitatea de 3393 mAh și energia de 12268 mWh. Până acum e bine, primii patru acumulatori au capacitatea specificată pe AliExpress. Să încărcăm și ultimii doi acumulatori. Pornim încărcarea celui de-al cincilea și al șaselea acumulator. Înainte de a testa capacitatea, să vedem oarecum și rezistența internă, să deconectăm cablul USB-C și să îl introducem înapoi. Acumulatorul de pe canalul 1 are 18 miliomi, iar cel de pe canalul 2 are 23 miliomi. Să măsurăm capacitatea ultimilor doi acumulatori la un curent de descărcare de 1 A. Descărcarea s-a terminat după aproximativ 3 ore și 50 de minute. Al cincilea acumulator are capacitatea de 3427 mAh și energia de 12374 mWh. Iar al șaselea acumulator și ultimul are capacitatea de 3371 mAh și energia de 12190 mWh. Să luăm acumulatorul numărul 1 pentru a îi testa capacitatea la curenți diferiți de descărcare. Pentru că la 1 A am testat deja, voi continua măsurarea la un curent de 2 A cu ajutorul acestui electronic loader din partea dreaptă. Bineînțeles că am încărcat înainte acumulatorul cu ajutorul acestui Opus BTC-3100. Să reglăm curentul de descărcare la 2 A. Descărcarea până la tensiunea de 2,5V s-a terminat după aproape o oră și 41 de minute. La curentul de descărcare de 2 A avem capacitatea de 3,34 Ah și energia de 11,94 Wh. Să continuăm măsurarea capacității, reglând descărcarea la un curent de 3 A. Descărcarea s-a terminat după o oră și 6 minute. De data aceasta avem capacitate de 3,31 Ah și energia de 11,64 Wh. Stați că nu ne oprim, să continuăm și la un curent de descărcare de 4 A. Măsurarea s-a terminat după aproximativ 49 de minute. Aici avem 3,29 Ah și energia de 11,42 Wh. Voi continua și la un curent de 5 A, acesta va fi ultimul test, deoarece conform AliExpress, curentul continuu maxim de descărcare este de 5 A. În sfârșit, s-a terminat și ultima măsurătoare, după aproximativ 39 de minute. Capacitatea la acest curent de descărcare este de 3,28 Ah și energia de 11,2 Wh. Așa cum v-am promis, spre final trebuie să vă arăt ce scrie sub acel cuvânt scratch, practic să răzuim în zona respectivă. Hai să răzuim, vedem ce scrie. Da, se pare că scrie niște cifre, 1838, 4158, 6116, mi se pare. Nu știu, n-am verificat, acum zic spontan. Mă gândesc că există pe site-ul lor unde să trec acest cod, să verific dacă acumulatorul e autentic sau... Ia să verific și celălalt acumulator, să văd dacă e alt cod sau e același. Da, aici avem alt cod, 1896. 135, da, se pare că acel cod e diferit. Avem 3 grupuri de cifre, în fiecare grup câte 4 cifre. La final să tragem și concluziile, așa pe repede înainte. Am măsurat capacitatea tuturor celor 6 acumulatori. Au în medie 3400 mAh, exact cum specifică pe AliExpress. Avem și energia pe mijloc. În partea dreaptă avem și rezistența internă, dar v-am spus că este o aproximație deoarece nu am un aparat de măsură dedicat pentru așa ceva. Bineînțeles că am măsurat capacitatea și la un curent mai mare de descărcare, la 2 A, 3 A, 4 și 5 A. E normal ca acea capacitate să scadă, dar nu mult. Se observă o scădere destul de mică a capacității în funcție de curentul de descărcare. Până la 5 A, deoarece tot pe AliExpress ne spune că acel curent de descărcare poate fi de până în 5 A. Și cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!